De aseară s-a închis aeroportul din Cusco. Trebuie să căutăm altă variantă să ieșim din țară spre Chile sau Bolivia. Granițele cu Chile și Bolivia sunt blocate. La fel și cea cu Columbia. Un porumb. Cuánto vale? Ai confiesa, 5? 5? Sí, uno, por favor. Ai size también ese grande. Sí. Es size. No, pequeño. Normal. De ce nu grande? Pe aici astea. Și cu brânză. O, direct o felie, a? Nu te joci. Gracias. Nasol cu protestul ăsta că mulți oameni nu sunt lăsați să-și facă munca. Sunt obligați să intre și ei în paro. Și aseară, băieții care ne-au dus cu mașina au ajuns fix la un punct oprit de lângă noi și acolo dacă intrau și după aia ieșeau, protestatarii le spărgeau geamurile și roțile din cauza că nu avea un permis de intrare, de ieșire, ceva de genul ăsta. Asta poate să calmeze situația din cauza că este foarte înnorat. Doar ploaia poate să calmeze situația. Ce e nasol e că în drumul nostru spre Cusco mai aveam vreo 20 de kilometri, am dat de alt blocaj. Tipa cu care eram în mașină era operată, vomita, stătea pe o banchetă în fața noastră, avea permis că trebuie să ajungă în Cusco, la spital, iar la momentul când am dat de barieră, șoferul a ieșit cu soțul sau prietenul tipei, i-au arătat permisul de trecere, au stat puțin de vorbă cu protestatarii, iar nu a lăsat să trecem. Ar trebui să mai ocolim, bă, nu știu, despre lumea. Da, și un drum din ăla neasfaltat, în care mai rău ți se face dacă ai probleme. Noroc că aveam Maps Me, că șoferul nu cred că avea, dat, nu avea dată, dar nu cred că nu mergea, nu știa să ajungă. Deci am găsit o variantă de intrare în oraș. Și am ajuns în final în Cusco. Sperăm că luăm un avion să ieșim spre Chile, pentru că e prea costisitor să călătorim acum prin Peru. Fiecare 100 de kilometri costă foarte mult, din cauza că sunt blocate drumurile. Trâmpăuțe. Le de prepeliți. Y con eso un poco de salsa. ¿Qué tal aquí, comparo? Fuerte. ¿Fuerte? Sí. Am întrebat o care e treaba cu protestul aici, azi că e foarte dur. Se și observă în partea soldați. Trec protestatarii. Volim să nu dăm nasul nas cu protestatarii, dar tot dăm că sunt pe fiecare străduță. Să nu arunce cu pietre. N-a aruncă cu pietre, seara e... Seara e haos. Rebeliune. Au program de rebeliune. Momentan sunt 4.000 de turiști blocați, plus noi. Din cauza că nu mai sunt zboruri. Din cauza aeroportului închis. Muzica. Van a hacer de nuevo la vida porque el oxígeno es bactericida y tiene toda la información. Si lo sabe respirar. Piața centrală este închisă, merge ou cu porumb și cu pepene. Oh, vine mare ploaie. A dat un megafon, nu știu dacă l-ai prins. Pepene. Pepene, hai la un pepene. După ou, porumb.
San Pedro închisă. La de la pierna, doctorat. Feria artizanal. Hai, poate să găsești o căciulă. Ce costumați, a? Cojurăuștii. Căciulă. Da. Un amigo, pase. Da. Cu 30 euro poți să ții mega fake. Patagone. Patagone, tot ce vrei tu. Protestatarii se închide. Oare poquito. Pero escucha. O pagare pe de meniul înăuntru cum ar fi închis. Au trecut protestatarii, se pot pune înapoi meniurile. Mi-a dat cu zăpadă, cu gheață. Nu, 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 nu